Locuitorii de pe strada Știrbei Vodă din municipiul Călăraș sunt invitați vineri 10 mai la ora 16.30 la intersecția străzilor Știrbei Vodă și Dunărea la o întâlnire cu conducerea primăriei municipiului Călăraș și Serviciului Public Pavaje Spații Verzi pentru discuții cu privire la starea arborilor de pe această stradă, arbor din specia Platan. Potrivit unei informări a Serviciului Public Pavaje Spații Verzi, din cauza înlocuirii bordurilor ca urmare a lucrărilor de reparații trotuare și arosabil de pe strada Știrbei Vodă, rădăcinile arborilor sunt afectate, stabilitatea acestora fiind în scădere. Mai mult, arborii în cauză sunt bătrâni, iar rădăcinile au început să afecteze deja trotuarele, calea rutieră și chiar în unele cazuri și fundațiile blocurilor. Ținând cont că în ultima perioadă fenomenele meteo extreme și-au mărit frecvența și intensitatea, pentru evitarea unor evenimente grave și nedorite, se propune de către specialiști tăierea și înlocuirea arborilor cu alți arbori de talie mai mică care se pretează plantării în aliniament stradal.